Noaptea muzeelor, organizată sâmbătă în municipiul Rădăuți, a fost de un real succes. Sute de vizitatori s-au bucurat de intrarea liberă la atracțiile turistice din Rădăuți. Muzeul etnografic Samuil și Eugenia Ioneț a primit vizita unui număr mare de vizitatori, dar cei mai mulți au fost interesați să viziteze Sinagoga Mare. Ediția actuală marchează un moment aniversar, celebrând două decenii de la prima desfășurare a manifestației în România. Inițiat în urmă cu 19 ani, Ministerul Culturii, patronat de Consiliul Europei și UNESCO, Noaptea Muzeelor este organizată anual pe plan european, iar în România de Rețeaua Națională a Muzeelor. Muzeul nostru este deschis de la orele 16 până la orele 22:30, unde se poate vizita toate tehnicile folosite în gospodăria țărănească din zonele limitrofe a municipiului nostru. Mulțumim Primăriei Municipiului Rădăuți și în mod special domnului primar Bogdan Andrei Loghin pentru organizarea acestei manifestări de amploare. 19 mai, o zi specială în calendarul cultural, și asta pentru că peste tot se vorbește de Noaptea Muzeilor. Mai mult ca oricând, tineri, bătrâni, de toate vârstele, intră în instituțiile culturale care au astăzi porțile deschise cu titlu gratuit pentru toată lumea. Orizontul cunoașterii se lărgește în plan cultural și chiar dacă suntem familiarizați cu Muzeul Tehnici Populare Bucovinene Samuil și Eugenia Ioneț, chiar dacă suntem familiarizați cu Galeria de Artă și evenimentele de acolo, poate mulți care au crescut și au trăit în Rădăuți n-au intrat în sinagogă. Și iată că e un bun prilej ca să intre în sinagogă. Din păcate, la nivel național, s-au găsit unii sau au considerat că ar fi cea mai bună oportunitate ca astăzi de Noaptea Muzeilor să fie în grevă și să boicoteze această manifestare. Nu la fel stau lucrurile și la Rădăuți, unde trebuie să aducem cald de mulțumiri tuturor celor care sunt angajați ai Primăriei Municipiului Rădăuți și lucrează pe domeniul cultural și care astăzi vor fi la serviciu pentru ca Noaptea Muzeilor să fie marcată la Rădăuți prin porți deschise pentru toată lumea cu intrare gratuită. Mulțumim totodată și celor de la comunitatea evreiască care ne-au pus la dispoziție locația templului evreiesc pentru ca acesta să poată fi vizitat în condiții optime de către cei care își doresc.